dimineața, după ani întregi de negocieri, m-am decis să apar pe YouTube. Și la cererea voastră, cel mai dorit videoclip a fost ăsta. Să vă prezint o zi din viața mea. Așadar, astăzi o să vă iau cu mine peste tot și o să vedeți cum îmi petrec eu o zi din viață. Primul lucru al zilei, fasted cardio. De mai bine de un an de zile, în fiecare dimineață înainte de cardio, am un shake pe care îl numesc shake-ul Domestos, iar vedeta în shake-ul respectiv este acest supliment pe care îl știți cu toții, pentru că se epuizează foarte rapid și nu-l găsim. Incredibil gust. Îl ador. Ea, mango strawberry. Incredibil. În așa fel încât să bagi mâncarea în tine cât mai repede și să-ți vezi de viață mai departe. Culturiștii au o vorbă. Viața e despre ceea ce se întâmplă între mese. Să avem poftă. Ulei din picat de cod. Zinc. Un
enzime digestive. Berberină. Așa. Magneziu citrat, zinc, cupru, gluconat, minerale. NAC. Vitamina D3 plus K2. Multivitamine. Destinația mea favorită, frizerul. Vă tot întrebați pe Instagram de ce mă tund atât de des. Băi, îmi place. Știți sentimentul ăla când te ridici de pe scaun la frizer, ești freșcat? Ei bine, mie îmi place sentimentul ăsta foarte mult, combate depresia. Vă recomand să încercați asta și să faceți la fel. Puțină treabă acum că ne întâlnim cu un artist pe nume Vladi, care are o surpriză pentru mine, surpriză pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Pe urmă ne oprim puțin la Vitabolic, mergem acasă pentru masa numărul 2 a zilei. Salut, domnul! Ce faci? Uite, ți-am adus ceva frumos. Păi ești nebun! Păi ești nebun! Mamă, ce mișto e asta, frate! Păi ești nebun? Strecea? Cel ce pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic. Asta e sloganul vieții mele. Păi ești nebun, cât de mișto? Păi, îți mulțumesc frumos. Îți mulțumesc mai din suflet. El e prietenul meu, e Vlad. Este pictor, este artist. Îl găsiți pe Instagram? Vladi Art cu Y. Vladi Art cu Y. Oricum o să-i punem noi, o să-i punem noi link-ul în descriere. Băi, ce mult îmi place, serios. Sper să placă și portretul. Super. Asta, acolo am lucrat cel mai mult, adică se vede. Da, 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 da. E super, super, super mișto. Apreciez enorm. Am încercat la detalii cât de mult am putut. Cât de mult s-a putut să fac. Mersi încă o dată. Mare da. Bă, se mai scadă și... domnul parlamentar, prețul la carburant, că e 10 lei motorina, frate. Mă doare stomacul când mă uit. Au! 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 Un plin, frate, eu mă duc în Dubai.
orașului. Avem masa numărul 2. Cod orez. Dacă eram în perioada de masă musculară, codul ăsta era înlocuit cu vită, iar cantitatea de orez era mult mai mare. Țineți minte ce vă spun. Alimentele pe care le consumăm în perioada de masă musculară, în mare parte le consumăm și în perioada de definire, doar în cantități mai mici. Asta este singura diferență. Să avem poftă că sunt lihnit. Bun, ziua noastră continuă. Vreau să vă arăt și unul din lucrurile pe care le iubesc cel mai mult. Anume, să ajutăm. Astăzi o să vă prezint și cazul Antoniei și dacă există binevoitor printre noi, împreună o putem ajuta. Antonia este o fetiță bolnavă care are nevoie de niște terapii pentru a duce o viață normală, terapii care sunt foarte costisitoare. Dați-mi voie să vă prezint pe Antonia și cazul ei. Dragilor, ea este Anca, terapeut de recuperări. Ea este Antonia. Este Andreea, mama Antoniei. O să las pe mama Antoniei să vă spună câteva cuvinte despre Antonia. Bună, sunt mama Antoniei. Antonia are 9 ani. A fost de 3 ani, a fost diagnosticat cu tulburarea din spectru autist în formă atipică. Și fiecare zi facem recuperare, terapii de recuperare, pentru ca Antonia să aibă o viață cât mai normală. O să am o mică discuție cu Anca, pentru că vreau să înțelegeți și voi, vreau să înțeleg și eu mai bine despre ce e vorba și ce fel de terapii fac aici. Am înțeles că e vorba de o cameră senzorială și o cameră de integrare senzorială. Care e diferența între camera senzorială și camera de integrare senzorială? Camera senzorială lucrăm cu anumit stimul care țin de partea vizuală, de partea auditivă, de partea olfactivă, de partea gustativă, care îi ajută pe copii la integrarea stimulilor din mediu. În schimb, camera de integrare senzorială lucrează pe sistemele de bază, care sunt vestibular, proprioceptiv și tactil. Lucrăm pe sistemele de bază, putem să urcăm în vârful piramidei spre area cognitivă. Am înțeles. Pe scurt, toate aceste terapii ajută copii să se comporte normal în societate. Ajută copiii să se adapteze la mediul înconjurător. Dragilor, nu știu despre voi, dar eu unul vreau să învăț mai multe despre terapiile respective, tocmai de asta o am pe Anca lângă mine. Explică-mi, te rog frumos, ce reprezintă sălile acestea de terapie și vreau să-mi le arăți pe fiecare în parte. Aici ne aflăm în sala de terapie cognitivă, unde avem tot felul de jocuri pentru fiecare nivel de dezvoltare. Aici copiii învață despre cifre, litere, emoții, animale și toate aspectele necesare pentru ca ei să poată să meargă la grădiniță, să meargă la școală. Aceasta este camera de terapie de integrare senzorială. Aici lucrăm pe sistemele de bază, și anume proprioceptiv, vestibular și tactil. Ce reprezintă toate lucrurile astea? Este o cameră de terapie senzorială. Se aplică terapia Schmuser. Aici lucrăm pe partea vizuală, pe partea tactilă, pe partea olfactivă. Este un mediu de relaxare, un mediu în care copiii învață mult mai cu ușurință anumite lucruri. Am înțeles. Și se adaptează mult mai repede la mediu. Scuze-mă că te întrerup. Dă-mi voie. Din câte văd, e vorba de un videoproiector aici. Da? Da. Ok. Tu pui o proiecție. Da. Și spune ceva de o esență? Da, acolo avem un difuzor de arome. De exemplu, proiectăm pădurea, punem o esență cu aromă de brad și... Asta ajută copilul să se simtă în mediul respectiv? Da. Am înțeles. Ce reprezintă asta? Sunt dale tactile. Ajută copiii pe partea vizuală, pe partea tactilă. E atât de complicat pentru mine să înțeleg. Pot să calc? Sigur. Nu se sparge. Nu, what?
tine scaun cu rutile, poți să pui copiii în scaun cu rutile pe. Am înțeles. Și aici? Poate cu loc. Bă. Ok. Și lucrurile astea sunt necesare pentru dezvoltarea unui copil? Da. Ok. Interesant. Mă depășește total subiectul, habar nu am despre ce e vorba. Știu doar că sunt foarte mulți copii care fac terapii de genul ăsta și știu că sunt foarte costisitoare. Dragilor, ceea ce am văzut noi aici, pentru omul de rând, pare banal. Credeți-mă ce vă spun, că am cunoscut nenumărate cazuri ale unor copii bolnavi de autism, care, după asemenea terapii, se comportă total, total diferit. Terapiile astea, care nouă ni se par banale, îi ajută enorm pe cei cu întârzieri în dezvoltare. Tocmai de asta vă zic, dacă există binevoitori, eu o să vă las un număr de cont cu numele mamei, poate un contact, și de acolo vă descurcați voi. Datoria mea, având site-urile de socializare care au un minim de succes, este să încerc să ajut pe cineva. Refuz să am un site de socializare și să nu-l folosesc în a încerca să-i ajutăm și pe alții. Despre asta e vorba. Urmează masa numărul 3. Acum, imediat după masa numărul 3, avem antrenamentul de spate. Masa 3-a, același lucru. Piept de pui, orez, broccoli, orez peste care am pus și 10-15 ml de ulei de măsline. După masa 3 urmează antrenamentul și vreau ca arderea carbohidraților să fie puțin încetinită. Dar astea sunt informații la care veți avea acces în următoarele videoclipuri. Astăzi vă prezint doar cum îmi petrec eu ziua. A venit momentul să ne antrenăm. Beau pre-workout-ul. Ground Zero to Strong. Astăzi beau HBCD înainte de antrenament. EAAs, aminoacizii și creatina. O să facem spate azi. Sper din suflet să nu leșim la antrenamentul de azi, că mă simt foarte slăbit. Sper din suflet să vă placă. M-am gândit să vă filmez toate exercițiile, câte o serie la fiecare. Sper să vă placă și să stați pe aproape, că o să urmeze din ce în ce mai multe antrenamente postate pe pagina asta de YouTube. Masa numărul 4. Orez și piept de pui, bineînțeles. Aceeași mâncare, aceeași rutină zi de zi. Ador lucrul ăsta. Masa 5.
Dragilor, e ora 12. Mi-e atât de greu să stau treaz între mesele 4 și 5, imediat după antrenament mi-e un somn de mor. Încă masa 5, ne bucurăm de podcastul lui Fuad, mereu ne bucurăm când postează un episod nou din podcast. Masa 5, va trebui să dorm apoi, să mă trezesc pentru masa 6. Ultima masă, e ora 21:15. Avem o omletă, mai mult fel de bare. Masa 6 și s-a încheiat ziua. Dragilor, nu pot să vă zic decât la revedere.